local, practic și din administrație, este problema omului olarean. Nici până în momentul de față nu rezolvă problemele comunității. În primul rând, Consiliul Local Rădăuț funcționează cu minus 3 consilieri din partea USL-ului, care cu bună intenție primarul olarean refuză să promoveze, să inițieze proiect pentru validarea celor 3 consilieri. Pot să vă spun că durează de circa 7-8 luni de zile, mai exact la vară vom avea un an, primul consilier în, care a fost ales și consilier județean, de la legi locale, respectiv în locul domnului Tătar, consilier județean, în locul domnului Loghel și respectiv al treilea consilier în, după ce am plecat în Parlamentul României, în locul meu. Primarul olarean refuză, consider din punctul meu de vedere și celorlalți colegi din USL că este un abuz. Cred, după părerea mea, că mult timp nu mai putea să profite de chiar și de lege, pentru că se folosește la maxim pentru că promovarea proiectului de validare a consilierilor, legea prevede că numai primarul poate să inițieze acest proiect și el, după cum am spus, că în mandatul în care va fi el primar, nu o să facă acest lucru, ceea ce observ că încearcă să țină de cuvânt. Ce să mai spun în referitor la problemele locale?